Salut, eu sunt Ionut și astăzi revin cu un nou videoclip mai ciudat, să zic așa. Vreau să vorbim despre, sau de fapt hai să facem o miniserie. Să vorbim despre, în fiecare episod vom vorbi despre un anime. Dar nu vorbim, gen, vorbesc despre ce știu eu despre acel anime și ce am asculta despre el. După cum am spus în videoclipurile trecute, eu fiind nevăzător doar ascult anime, deci nu știu, nu mă uit la manga sau chestii pe forumuri și așa mai departe. Eu văd doar anime, ascult doar anime-ul și deci nu știu multe despre. Și ca să începem, ok, zic eu, o să vorbim despre Naruto și Naruto Shippuden și Boruto și așa mai departe. Și ce cred eu despre acest anime? Dacă nu știți ce e Naruto, Naruto este un anime foarte lung, adică are 500 de episoade, Naruto Shippuden, Naruto normal are 220 și Boruto are 100 și ceva. Vreau să menționez că eu mă uit la Naruto în engleză, pentru că nu înțeleg japoneza și nu pot să citesc, deci doar engleză. Naruto este un copil care are sigilat în el o vulpe cu 9 cozi și din această cauză satul îl urăște. Are o copilărie tristă, dar totuși îmi place de el că nu renunță, nu plânge sau și urcă din ce în ce mai mult, ajunge, își face prieteni din ce în ce mai mult și arată că chiar dacă la început, dacă copilăria ta e grea, poți să ajungi undeva. Ce să mai zic? Eu în engleză, Boruto, am ajuns la episodul 31, dacă nu mă înșel, deci nu știu până la 100 și așa. Am înțeles că se întâmplă chestii mișto. M-am mai la cineva pe YouTube care face review-uri la Boruto manga. De-abia aștept să ascultă la în engleză, că mi se pare foarte interesant. Mi-a plăcut și încă îmi place seria Boruto. Nu Boruto, da, și Boruto, dar Naruto în general. A fost interesant. A fost unele chestii care, spre exemplu, e o fază, e un caracter în acest anime care se numește Obito. Devine Jinchuriki-ul 10 cozi. Jinchuriki, dacă nu știți, înseamnă, nu, era să zic proprietarul sau, ba da, proprietarul unei bestii cu cozi. Și e sigilat în el și cum a fost Naruto. Naruto a fost Jinchuriki-ul 9 cozi. Sunt 9 bestii în total și înainte de mult, de mult, a fost doar o singură bestie cu cozi, anume 10 cozi, și a fost împărțită în 9. Dar e foarte mult de povestit asta. Deci, Obito, acest caracter, devine Jinchuriki-ul 10 cozi. După Naruto, personajul principal, plus Sasuke, cred că toată lumea știe de Sasuke, îl înfrâng pe Obito și extrage bestia. În universul Naruto știm că dacă o bestie este extrasă din persoana care e Jinchuriki, acea persoană moare. În caz de față Obito. Deci noi, adică noi ne așteptam să moară. Dar 9 cozi, că bestiile și vorbesc, 9 cozi ne spune că el nu va muri deoarece 10 cozi, după ce este extras 10 cozi, rămâne statuia. Un fel de corp. Și este extras doar puterea sau ceva de genul, n-am înțeles. Dar rămâne corpul. Și aia are
foarte multă, cum îi zice, forță vitală și el ține în viață. Dar același lucru se întâmplă mai târziu puțin lui Madara. Madara este un alt personaj care mi se pare cel mai calmea din această serie. Este extrasă și la fel din el este extras 10 cozi, dar el moare. De ce? Adică de ce el nu păstrează, nu mai are forța aia vitală care a spus 9 cozi la început? Și mai sunt multe chestii care nu au sens, nu au... Dar trebuie să vă uitați la acest anime. Repet, eu mă uit doar în engleză. În japoneză e deja departe. Naruto Shippuden l-am văzut și s-a terminat. La momentul actual, în Naruto Shippuden s-a terminat războiul, dar mai e d-astea, cum le zice, filere, adică episoade de umplutură mai pe românește. Și după se termină, mai sunt câteva episoade, vreo 10 episoade, se termină Naruto Shippuden. Mă uit la Boruto, episodul 31, până acum sunt... sunt la un capitol în Boruto unde unii vor să facă un război, să pornească un război de fapt, ca să reînvie numele vechi al satului lor, că acum nu mai așa, e vai ce bun e satul nostru, dar înainte nu era așa, bla bla bla. Și vor să revină la cum era satul înainte. Înainte se zicea Blood Mist Village, adică Motamo, să zic așa, satul însângerat între ceață sau ceva gen. Mă rog, nu contează. Dar nu înțeleg de ce vrei să pornești un război când Naruto, personajul principal care la finalul lui Shippuden primește niște puteri de... Așa? Bate tot satul ăla singur. Adică, asta cred eu acum. Na. Și sunt multe altele. De-abia aștept să ascult și eu în engleză faza arcul cu Otsutsuki. Cei care știu despre ce vorbesc, înțeleg. Cei care nu, recomand. Deci recomand să vă uitați la Naruto, merită. E puțin cam lung, are multe episoade de umplutură, dar și alea de umplutură sunt, unele sunt amuzante, unele sunt ok. Eu la Naruto nu m-am uitat la toate 220 de episoade, că nu sunt nebun. 100, hai 150 dacă mi-am aminte de episoade am văzut, că de acolo până la 220 sunt doar episoade de umplutură. Cum se duce el, nu știu ce sat, face misiuni, bla bla bla. Nu mă interesează asta, eu vreau povestea. Naruto Shippuden e și mai... îmi place când se transformă în 9 cozi. Am văzut. Deci Naruto, înainte să rămâne văzător, am văzut Naruto până când apare Kaguya. Știu că manga l-am văzut tot. Deci am citit manga tot la Naruto Shippuden. La animație am văzut doar până apare Kaguya și după a rămas nevăzător și mă rog, dar tot războiul eu nu știam ce vorbesc ei acolo, că nu vedeam atât de clar încât să înțeleg ce vorbesc ei. Nu vedeam traducerea. Mă uitam așa, da, ia uite ce zice ăsta, ce așa. Păi cam atât. Este un videoclip random, deci nu vă așteptați la ceva 100% concret sau... Este pur și simplu experiența mea, un nevăzător, cu animeurile. Și în cazul de față am vorbit despre Naruto. Merită, ascultați-l dacă sunteți nevăzători. Uitați-vă dacă sunteți văzători. Și să ne auzim în videoclipurile următoare. La revedere!